Primii 34 de fermieri afectați de pesta porcină africană și-au primit plățile compensatorii, a anunțat astăzi Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Alte 51 de dosare au fost deja aprobate, iar fermierii își vor primi banii în zilele următoare. În gospodăriile fermierilor, unde au fost confirmate cazuri de pestă porcină africană, a fost nevoie de sacrificarea animalelor, chiar și ale celor care nu erau bolnave, pentru a preveni răspândirea bolii. Acesta este motivul pentru care se plătesc acele sume compensatorii. Deocamdată, banii se dau din bugetul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, iar ulterior sumele vor fi recuperate de la Comisia Europeană. Porcii sunt evaluați cu un preț cuprins între 8 și 12 lei per kilogram. Despăgubirile se acordă atât pentru animalele ucise, în cazul măsurilor care se iau pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală, cât și pentru pagube colaterale. O comisie de evaluare merge la fața locului și constată pagubele făcute de pesta porcină. Analizele se fac în funcție de valoarea genetică, valoarea zootehnică, sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producție, prețul pieței, la data când a avut loc acțiunea de lichidare a focarului de boală și valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii animalelor sau a produselor în cauză. În încercarea de a ține boala ucigașă sub control, inspectorii sanitar-veterinari lansează un apel public și le recomandă fermierilor să anunțe medicii veterinari în cazul în care observă orice semn de boală la animale. În județele unde încă nu s-au confirmat focare de pestă porcină africană, s-au luat măsuri suplimentare. Au fost închise târgurile de animale, fermierii sunt sfătuiți să își țină animalele închise, iar comerțul de porci se realizează doar sub supravegherea medicului veterinar. Boala nu afectează omul, însă animalele bolnave nu mai pot fi salvate.